În 1940, România a fost forțată să cedeze Uniunii Sovietice Basarabia și Bucovina de Nord. Fântâna Albă este localitatea de frontieră în care, în ziua de 1 aprilie 1941, trupele NKVD au masacrat aproape 3.000 de oameni. Aveau o singură vină. Erau români și își doreau să treacă și să trăiască în România. Aici dorm părinții și bunicii noștri. Lucrul acesta trebuie ca să fie știut. Ei au avut un singur țel, să trăiască liber. Și nu se porneau ei spre frontiere dacă atmosfera nu era îngrozitoare. Au trecut 72 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă. Gheorghe Sidoreac trăiește în Ucraina și este unul dintre ultimii supraviețuitori ai măcelului din Poiana Varniței. Până la dezmembrarea URSS nu a povestit nimănui nimic, de teamă să nu fie arestat. Avea doar 17 ani când a văzut cum mii de români de pe Valea Siretului au fost executați. Bătrâni, tineri, femei, copii. Erau copii mai mulți copii erau, pe brațe și întrați, cum zice noi. S-au împușcat? S-au împușcat, suntem. Cine a avut mile atunci din ei? S-au împușcat și care a căzut, care a scăpat și au fugit, unii pe unii au prins și au dus la... În 1941, agitatorii sovietici au răspândit zvonul că se deschide frontiera. Era de fapt o capcană, un test de loialitate față de Uniunea Sovietică. Un test pe care românii nu l-au trecut. Astfel, o coloană de aproape 3.000 de bucovineni, îmbrăcați în alb, cu preoți în față, cu icoane și steaguri, a pornit spre graniță. La 2 km de frontieră îi așteptau mitralierele NKVD. Au căzut primele victime. Majoritatea au încercat să fugă înspre pădure, doar că ele erau flancate de unitățile de grăniceri, iar în spate de unitate de cavalerie. Era și un bătrân cu barbă albă, deci un fel de apostol, pe care îl duceau în față ca să arate intenția că merg cu pașnic, este o mișcare pașnică. Am fost rănit, apoi strigau aceștia care erau agitatori. Ridicați mâinile sus, luați batistă și ridicați mâinile sus și nu am pușcat. Și când au tras cu mitraliere, primul noi am fost, au tras în jos, prin pânte și a fost mare tragedie. M-am sculat și am văzut și amumii se prevăd în ochii. Mâinile cele și capul cele și cum se trăgeau oameni așa cu mâini ca să fiecare se trage la viață. Când am văzut un ofițer cu Mauser, așa am pușcat în mine ca, nu, cum să vă zic, ca într-un animal. Gheorghe Sidoreac a fost rănit și cu ultimele puteri a fugit în pădure. Eu săream așa, ca să nu calc pe oameni, că erau și morți, încă vii, și am sărit așa. De ce vrea lumea să ajungă în România? Păi asta era țara noastră. Gheorghe Sidoreac visează și acum la țara lui, România, în care nu a mai ajuns niciodată. Vine țara mea. Eu m-am născut acolo. Am crescut. Însă niciodată nu va uita ce a văzut acolo, grămezile de oameni secerați de mitraliere. Erau mobili de oameni 4-6 metri adânci, erau 4 mobili acolo. Era rănit tare mult care tras cu mitraliera, aici a trecut glonță, ce mult era dintre curgea. Bale din gură și de aici. Sovieticii nu au recunoscut niciodată ce s-a întâmplat la Fântâna Albă. Nici după 1990 nimeni nu a încercat să lămurească situația. Doar o troiță ridicată în 2003 amintește de tragedia din ziua de 1 aprilie 1941. Nimeni nu și-a asumat vreo responsabilitate pentru actul, pentru crima care s-a petrecut acolo. De aceea îmi place să numesc masacrul de la Fântâna Albă un catin românesc.
Dacă Polonia are propria dramă și a noastră se înscrie în același lanț de crime ale Uniunii Sovietice din vremea lui Stalin împotriva populațiilor din Europa Centrală. Cei care au murit privindu-și țara de la graniță nu au morminte. Despre sfârșitul lor cumplit nu se vorbește la școală, la ora de istorie. Societatea noastră păcătuiește foarte mult că nu vrea să lasă ca adevărul să iasă la suprafață, ca toate aceste evenimente să fie cunoscute, fiindcă se știe că cei care le-au făptuit nu pot fi pedepsiți. Noi nu putem cere reparații. Singurul lucru care putem face este să prezentăm adevărul așa cum este el, fără să-l înfrumusețăm, fără să-l machiem, să-l prezentăm așa cum este el, indiferent că e dureros sau nu. Fiii de țară n-au ușoară, fiindcă ei n-au avut nicio vină.